câștigătorii premiilor BAFTA, un cadou superb pentru fanii seriei TIFF, vești bune pentru jucătorii de LOL și un eveniment la sfârșit de lună la care sper să ne vedem, East European Comic Con. Asta și multe altele în următoarele minute la NewsX. Acum câteva săptămâni am dat din gură câteva minute despre jocurile nominalizate la premiile BAFTA, iar acum anunț și câștigătorii. Deloc surprinzător, majoritatea premiilor s-au dus către Journey. Producătorul său, That Game Company, a plecat acasă cu Artistic Achievement, Audio Achievement, Best Game Design, Best Original Music și Best Online Multiplayer. The Unfinished Swan, un joc la fel de memorabil, a fost răsplătit pentru Best Debut Game și Game Innovation. Dishonored a fost numit Best Game în 2013, iar jocul puzzle The Room, apărut pe iOS, a luat premiul pentru Best British Game. Gabe Newell de la Valve a primit un trofeu Academy Fellowship pentru întreaga sa carieră. Jurul BAFTA a dat premiul Once to Watch, adică pentru cel mai promițător debut, jocului StarCross, un titlu făcut de o echipă de studenți pentru competiția Dare to be Digital. Link 2. Dacă ești din București sau de prin apropiere, sper că nu ți-ai făcut program pentru sfârșitul lunii. Pe 30 și 31 martie se desfășoară East European Comic Con, prima convenție de acest gen care se va desfășura în România. Timp de două zile putem să avem și noi senzația că suntem americani sau nemți. Nu avem E3 sau Gamescom, dar avem Comic Con. Două zile de benzi desenate, animații, seriale și jocuri video cu invitați speciali. Pe lângă concursul de cosplay și prezentarea ale unor artiști cunoscuți, veți avea ocazia să faceți cunoștință cu doi actori faimoși. Jonathan Rhys Davies, aka Gimli din Lord of the Rings sau The Professor din Sliders, și Finn Jones, cel care l-a interpretat pe Loras Tyrell în serialul Game of Thrones. În plus, vei avea din nou ocazia să participi la un concurs League of Legends. Riot Games se întoarce în România cu sprijinul SL și promite o grămadă de premii. Am atașat link-ul către site-ul oficial Comic-Con în descrierea emisiunii. Uită-te acolo și comandă-ți biletele din timp, fiindcă presimt că o să se vândă repede. Evenimentul se va desfășura la Palatul Național al Copiilor. Tot din românica noastră dragă îți prezint Noverat, un side-scrolling RPG făcut de un grup mic de compatrioți numit Tavern Games. Acțiunea din Noverat se desfășoară într-o lume fantastică, medievală, iar povestea este cât se poate de old school. Fierarul Jaidan se trezește că statul său este amenințat și pleacă într-o aventură să-și salveze viața. Tavern Games a pornit cu o campanie pe Indiegogo pentru a strânge banii necesari pentru a termina jocul, având nevoie de 20.000 de dolari. Mai au mai mult de o lună pentru a strânge suma și dacă ai cu ce să contribui, te încurajez să o faci. Noverat se regăsește și pe Steam Greenlight, dacă vrei să primești noutăți de la Tavern, îi găsești și pe Facebook. Am pus link-urile către proiect în descriere. Și fiindcă tot am vorbit de Riot Games, ține-te bine. Asta dacă joci LOL și știi ce chestii lipsesc din joc. Ei bine, compania a anunțat în sfârșit un rework pentru Karma. Nu o să fac o glumă de genul cine, ar fi prea ușor. În schimb, o să-ți recomand să vizitezi link-ul din descrierea emisiunii și să vezi cum anume va fi schimbat. Și să cheltuiești 3150 de Influence Points pentru Karma right now, fiindcă vei primi cadou după remake un skin inspirat din aspectul clasic, cel cu evantaie. Să sperăm totuși că noua Karma nu va merge pe aceeași șută ca EVE anul trecut la relansare, super puternică timp de câteva luni și apoi nerfurită în stil Irelia. Să mai sperăm și că vom vedea în curând un remake pentru Heimerdinger, un alt campion care are nevoie de multă atenție. Pe lângă remake-ul lui Karma, Riot a pus pe PBE și niște skin-uri noi, Gladiator Draven, Scorch Earth Trenecton și Headhunter Nidalee, plus o schimbare la începuturile de meci. Cei care sunt AFK în Champions Select nu vor mai primi un campion la întâmplare, ci vor fi dați afară din meci. Era și cazul. Magazinul GoToArena.com ne-a trimis zilele astea un mail anunțând că organizează un concurs pentru StarCraft 2 Heart of the Swarm. În ce constă? Este simplu. Dacă îți cumperi jocul de pe GoToArena, unde costă aproape 30 de euro, vei fi înscris direct în concursul Galactic Contest, unde vei putea câștiga o ediție de colecție a lui Wings of Liberty, semnată de cei mai buni jucători de StarCraft din lume. Grubby, Nerchio, Teleo, Lucifron și așa mai departe. Nu doar ediția de colecție este pusă la bătaie, ci și căști și mousepad-uri de la SteelSeries, plus gen și tricouri cu StarCraft 2. Tot ce trebuie să faci este să-ți cumperi key-ul de Heart of the Swarm de pe GoToArena.com. Găsești mai multe detalii în descrierea emisiunii. Toată săptămâna trecută au circulat zvonuri despre jocul ce urma să fie dezvăluit în revista Game Informer. Se știa că nu este vorba despre Assassin's Creed 4, însă nimeni n-avea idee ce ni s-ar putea pregăti. Ei bine, și eu am fost luat complet pe nepregătite. Thief 4. Da, ați auzit bine, la 9 ani după ultimul joc, se pare că seria Thief revine în sfârșit în atenția publicului și nu doar prin postări triste și nostalgice pe forumuri.
Jocul se află în producție la Eidos Montreal, care își dorește să lanseze pe PC și PS4 cândva anul viitor. Probabil și pe alte platforme next gen, dacă vor fi anunțate până atunci. Iar acum să vedem ce știm. Dishonored s-a inspirat din Thief, iar acum ajungem full circle, Thief 4 inspirându-se din Dishonored. Eroul Garrett se întoarce în oraș să fure tot ce prinde, însă de data asta orașul este pe marginea dezastrului. Ciuma decimează populația, care oricum suferă deja sub tirania lui Baron, fix a la Dishonored. Pe lângă imaginea oferită de Game Informer, alte câteva screenshot-uri au ajuns pe net. Le-am adăugat în descrierea emisiunii ca să ai cu ce să scătești ochii. Momentan, astea sunt singurele detalii pe care le avem până acum, dar o să stau cu ochii pe Game Informer pentru preview-ul complet. Ce se mai întâmplă zilele astea prin lumea Kickstarter-ului? Păi, ia să vedem. Începem întâi cu un eșec, ca apoi să vedem chestiile care încă mai au șanse să ia bănuți și să devină realitate. Phosphor Games, un studio care a lucrat la Kinect Adventures, a prezentat pe Kickstarter Project Awakened, un proiect extrem de ambițios pentru care avea nevoie de $500,000. Din păcate, backerii n-au pus la bătaie decât 338,000, așa că Phosphor nu primește nimic, iar Project Awakened se culcă la loc. Asta dacă nu va exista un nou Kickstarter. Project Awakened urma să fie un joc de multiplayer pe Unreal Engine 4, unde jucătorul era zeul creativ. Urma să poți să-ți faci un supererou în ceva mici detalii, cum să te ia capul pe tine, iar apoi să-l arunci în bătălie cu alți supereroi custom. Din păcate, cel puțin pe moment, Project Awakened nu va deveni realitate. Unde Phosphor Games a eșuat, In Exile se scaldă în dolari mai ceva ca Adrian copilul Birură la o nuntă de interlopi. Deși In Exile are deja un proiect la care lucrează acel faimos Wasteland 2, a pornit un nou Kickstarter. Este vorba despre Torment Tide of Numenera. Numenera, da, am citit bine. Este un succesor spiritual al lui Planescape Torment, a cărui acțiune se va desfășura în universul Numenera din jocul tabletop omonim. La 9 ore după ce pagina de Kickstarter a apărut, Torment Tides of Numenera și-a depășit ținta de $900,000, ajungând la 1.174.000 de coco. După cum ziceam, Indexar este copilul minune al Kickstarter-ului. N-aș putea să zic acum cum anume va funcționa noul joc, fiindcă detaliile despre poveste sunt vagi și intrigante, însă îți recomand să-i faci o visă pe Kickstarter și să vezi câteva imagini. Tot pe site-ul unde devii cer bani și noi dăm cu portofelul pe ecran, a apărut un joc de la Robert Bowling, faimosul 402, adică nenea care ține legătura cu comunitatea Call of Duty de la Infinity Ward. Noul studio al lui Bowling, Robotoki, a venit pe Kickstarter să ceară $400,000 pentru The Adventure of Dash, un platformer despre un băiețel care suferă de narcolepsie, adică adorme brusc. În joc, Dash vizitează în visele sale o mulțime de luni inspirate de cea în care a adormit. Fiecare nivel va fi desenat de un alt artist pentru a oferi o experiență vizuală cât mai diversă. Am folosit expresia experiență vizuală, nu mă împușcați, am citit prea multe comunicate de presă zilele astea și am senzația că m-au spălat pe creier băieții de la marketing. Revenind la aventurile lui Dash, după cum ziceam, jocul are nevoie de $400,000. Platformele pe care Robotoki își dorește să-l lanseze sunt PC, Mac, Linux, Ouya, iOS și Android. Dacă totul merge bine, poate chiar și pe console. Până acum, Adventures of Dash a strâns aproximativ $20,000 și personal mă îndoiesc că o să-și atingă ținta. Nu că n-ar fi interesant, ci fiindcă este o sumă destul de mare pentru un platformer făcut de un studio nou, condus de un nene care a lucrat la Call of Duty. Combinația asta pur și simplu nu sună câștigătoare. Combinația câștigătoare a fost însă formula fost angajat Valve plus real-time strategy plus pixel peste tot plus campanii de strâns bani prin Indiegogo plus campanie de adunat interes pe Steam Greenlight. Mă refer la jocul Riot, un proiect ambițios condus de Leonard Mancari, fost cinematografer la Valve. Jocul are o premisă chiar nouă, sau cel puțin eu n-am mai auzit așa ceva până acum. Examinează felul în care se produc revoltele. În urma revoltelor de stradă de anul trecut din toată lumea, Leonard Mancari vrea să surprindă acel haos într-un joc care să nu țină de partea nimănui, nici a protestatarilor, nici a polițiștilor. După cum poți să dai seama, este genul ăla de proiect care îi face pe internet să zică yes, yes, quite proper, asta, oui, oui, se trebine, și să-și scoată monocul. Până și logo-ul seamănă cu un stencil de-a faimosului Bansky, ca să fie totul foarte inteligent. Și având în vedere că are pe cineva care a mers în glorioasa umbra lui Gabe Newell, Riot și-a atins deja scopul pe Indiegogo și urmează să apară pe PC, Mac, Linux, iOS, Android și Ouya. Acum ceva știri despre anulări. Avem așa, Matter și Dead Space 4. Anul trecut la E3, Microsoft anunță cu mândrie că l-a cooptat pe faimosul regizor Gore Verbinski cu ale sale Pirates of the Caribbean și Rango să le facă joc de Kinect.
Jocul se numea Matter și avea un demo cu o bilă metalică și un aer așa experimental, însă tocmai ce a fost anulat. La modul total sec de Microsoft Studios nu mai urmărește acest joc, nu mai avem niciun detaliu de oferit în momentul ăsta. O, bine, ce pot să zic. Și acum Dead Space 4. Nu, n-a fost amânat, calmi ortiți. Cam asta a spus EA după ce site-ul videogamer.com a citat surse sigure pentru anularea acestui joc, care a fi fost motivul vânzările destul de slabe pentru Dead Space 3. Și totuși, deși zvonul a fost preluat de o mulțime de site-uri, n-are niciun fel de adevăr în spate. De fapt, developerii din echipa Dead Space au început rând pe rând să spună că zvonurile nu sunt adevărate, iar videogamer și-a luat o palmă răsunătoare, virtuală cei drept, de la faimosul Peter Moore, CEO-ul de la EA. La articolul postat de GameIndustry.biz, Peter Moore a lansat un comentariu cât se poate de oh snap la adresa celor de la videogamer. Citez. Rețeta de jurnalist de website standard și neglijent, născută din nevoia disperată de a crește click-urile pe reclame. Inventează o poveste cu o sursă anonimă, postează-o la prima oră, adaugă literele EA și iate de microtransacții, întotdeauna favorite, iar apoi stai calm și bucură-te de vitriolul care îți va aduce bani. Hai să vedem și ce se mai pregătește și ce se mai lansează. Paradox spune că va anunța la GDC ceva nou legat de franciza Magica, ce anume, habar n-am, însă nu o să așteptăm mult, fiindcă GDC-ul se desfășoară între 25 și 29 martie. 505 Games este studioul care a făcut abominația aia de Naughty Bear și a dezamăgit-o pe vecie, pe colega mea Muffin, care chiar spera să dezmembreze și să înjunghie și să decapiteze ursulești de pluș într-un joc de calitate fără glitch-uri și frame drop-uri. 505 Games se întoarce zilele astea, iar colega mea Muffin se pregătește de o nouă dezamăgire. Studioul a anunțat că dezvoltă un Rhythm Action Combat Game numit Way of the Dog, care l-are în centru pe magnificul Snoop Dogg. În esență, jocul este o combinație de mecanici de Guitar Hero cu bătăi cu rapperi, adică un fel de Awesome Major. Din păcate, Muffin susține că în continuare că 505 Games nu sunt demn de încredere și că Way of the Dog va fi 90% demn de Drop It Like It's Not. Că tot văd pe Reddit zilele astea numai postări cu 90's Kids și nostalgie, de peste nostalgie legată de zilele cu Wolfenstein și Seinfeld, iată acum pot anunța ceva la fel de 90's. Activision anunță jocul Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, bazat pe desenele animate de la Nickelodeon. Jocul de fighting cu co-op pentru 4 jucători va fi disponibil vara asta prin download pe Steam, Xbox Live sau PSN. Sega anunță data de lansare pentru Company of Heroes 2 și ne oferă și câteva screenshot-uri noi pentru a-și cere scuze pentru întârziere. Jocul va ajunge în mâinile fanilor pe 25 iunie, simultan în state și în Europa, dar va putea fi încercat cât de curând, fiindcă se pregătește de beta. Și Capcom a întârziat nițel lansarea lui Lost Planet 3, care trebuia să apară la începutul anului. Jocul va veni pe rafturi pe 28 iunie în Europa și va fi disponibil pe PC, 360 și PS3. La fel ca și Sega, Capcom oferă imagini noi, însă nu se zgârcește și scoate direct în trailer. Într-un final, CEO-ul Telltale Games anunță că al doilea sezon din The Walking Dead va fi lansat în toamna asta, nu toamna lui 2014, cum s-a înțeles până acum. Deci, stați liniștiți, o să aveți și anul ăsta personaje de care să vă atașați și care să moară brusc și violent. Încep Thrider News anunțându-te că s-a lansat DLC-ul Citadel pentru Mass Effect 3, acel expansion care aduna personaje din jocurile precedente pentru o nouă aventură alături de Commander Shepard. CD Projekt a scos la rampă câteva screenshot-uri noi pentru The Witcher 3 și a dezvăluit și niște chestii mișto. Jocul nu va avea Quick Time Events, questul principal va avea 50 de ore, nu vei primi XP pentru inamicii uciși, ci doar pentru misiunile terminate. Mai multe detalii găsești în articolul din descrierea emisiunii. Crysis 3 a fost lansat, iar recepția sa a fost cât se poate de... meh, însă... Stevat Yearly, CEO-ul Crytek, spune că jocul este o capodoperă a acestui developer, cel mai bun joc făcut vreodată de ei. Și atunci, de ce n-a prins la public? El îi spune că oamenii s-au săturat de shootere fiindcă piața este saturată, dând vina pe sindromul gamer fatigue. Yes, yes. Ok. Deep Silver plănuiește să anunțe ceva mișto la PAX East între 22 și 24 martie. Pe Twitter, PR-ul său a spus, și citez, dragă media, vrei să fii la PAX East anul ăsta? Dacă nu, o tratezi ceva imens. Încă un tweet de la fost developer Saints Row pare să indice că Deep Silver va anunța Saints Row 4. Minecraft pe 360 nu a fost meh, cum s-a așteptat unii, ci a fost cel mai bine vândut joc prin Xbox Live și, pentru o perioadă de timp, cel mai jucat joc de pe Xbox Live, returnând chiar și seria Call of Duty. De Crăciun, Minecraft pe 360 s-a vândut în aproape 500.000 de exemplare. Având în vedere asta, Mojang se gândește să lanseze jocul și pe PlayStation atunci când expiră exclusivitatea cu Microsoft. Cât despre Wii U, reprezentantul Mojang a spus că nu sunt foarte multe șanse. Vorbind de PlayStation, noua ofertă PS Plus vine din nou cu jocul
jocuri excelente și gratuite pentru subscriberi. În luna martie, Sony oferă gratuit Spec Ops The Line, Joe Danger 2 The Movie, Dissajea 3 Absence of Detention și Tekken 6 pentru PS Vita și The Cave, plus jocul de aventură de la Ron Gilbert și Double Fine. Din zona de eSports aflăm că Dota 2 este acum cel mai jucat joc de pe Steam, depășind recordul stabilit de Skyrim. Skyrim a înregistrat 287.411 jucători online simultan, iar Dota 2 a plusat la 297.116 de gameri. Dota 2 o face bine, însă nu și scena de eSports per total. IGN a anulat IPL 6, evenimentele care urmau să se desfășoare la începutul lunii, iar compania nu va mai organiza turnee. De ce? Motivul oficial este prea multă concurență și nu ne mai permitem. Însă ăla neoficial este că IGN are un proprietar nou și totul se întoarce acum pe dos. Ca nici o altă săptămână, TLDR News este super aglomerat și am găsit o tonă de chestii mișto de văzut, drept pentru care descrierea emisiunii este plină de linkuri, de la o reclamă genială pentru Game of Thrones, până la AI-ul din Bioshock, rachetele lui John Carmack, actorii lui Beyond Two Souls, până la haine ca în Dead Space și un articol care explică ce anume fac scriitorii de jocuri video, că toți sunt mulți oameni care nu înțeleg cu ce se mănâncă asta. Două tururi pe acolo, te las în mâini bune! Până la data viitoare, aruncați o privire pe hands-on-ul nostru pentru God of War Ascension și spuneți-ne ce părere aveți despre joc. Salut! Salut, eu sunt Tony. Iar eu sunt Florin. Și astăzi suntem aici la un mic hands-on God of War Ascension, al șaptelea titlu din serie și practic un prequel la întreaga poveste God of War, momentul în care el află că ar putea să rupă legământul față de Ares și aude pentru prima oară cuvinte gen libertate și drumul lui spre libertate începe odată cu povestea din jocul ăsta. Crezi că înțelege cuvântul libertate?